Salutare! În acest clip o să vă arăt cum am testat eu modulul acela de alimentare de la becul cu LED care vi l-am arătat în clipul anterior. Ce mi-a venit mie, zic, hai să-l alimentez de la un ștecher, după cum vedeți aici. E o chestie de moment, o improvizație. Nu o să pățesc nici eu nimic și nici nimeni nu o să pățească nimic dacă face așa pentru un moment. Doar pentru un scurt test. Doar aveți grijă pe unde puneți mâna să nu vă curentați. Am zis să-l testez, să văd cât scoate, la cât funcționează LED-urile astea. Am conectat la ieșirile lui de curent continuu mufele de la voltmetru, de la aparatul de măsură și rezultatul este acesta. Dat pe curent continuu, 319 volți, curent continuu. Acesta este voltajul scos de acest modul de alimentare al becului cu LED. Să vă dați seama că scoate 300 de volți și în jur de 100 de miliampere acolo, ceea ce dă un consum redus, mai ales că LED-urile au în general un consum foarte redus. Acel bec consumă 14 W. Modulul ăsta, nu știu dacă am la ce să-l folosesc, să-mi trebuiască 300 de volți. Dacă scotea și el 12, ziceam că poate îl pun la vreun LED ăsta de 12 volți. Deci, dacă te faceți testarea asta, aveți grijă să nu faceți scurt circuit, să nu puneți mâna pe capetele dezizolate ale firelor de curent. Da, știu, nu se face așa, dar pentru ce am făcut eu aici, nu pățesc nimic. Cam astea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!